podcast realizat cu suportul rapid ASIC.md, profesioniștii care au grijă de tine. Program întreg de pregătire. Anul trecut am alergat Bucovina Ultra Rocks. 88 de kilometri fost summit. Și cum impresie? M-a dat bătut. Stai, nu știu cât ai alergat acolo. Da, anul trecut... Nu prea văzut de public tu ai alergat acolo. Nu, probabil n-am luat niciun rezultat așa, zic că tare impresionant. Băi, 88 acolo orice distanță... Da, acolo e 88. Fiecare distanță și 33 are specificul său și 88 și 88, ele sunt strașnici. Eu îți spuneam că am o joie, mă duc în România să mai urc niște dealuri. Suntem noi un grup de foști colegi de muncă care... De vreo 10 ani, în fiecare an, ne ducem undeva și hoinărim pe Moldova. Moldova cam am epuizat-o și acum prima dată ne ducem în România. Și iată, anume mă duc să le arăt vârfurile care anul trecut le-am alergat. Fiindcă sunt niște vârfuri uimitoare, Petrișorul Bistriței, Giumalău. Da, deci anul trecut am făcut 5600 urca, diferență de nivel, 15 ore, dar 5 ore de ploaie... Ai avut de toate. Am avut de toate. Asta a fost un... Pentru mine a fost un... Cum? Dezastru. Dezastru prin prisma... Iată, 24 de ore. Ce-mi place mie la 24 de ore? Că cu fiecare... De fiecare dată, cu fiecare cursă, tot mai bine și mai bine poți să o planifici. Programul de alimentare, de hidratare. Unica variabilă poți fi, nu știu, o zi călduroasă, da, de soare. Da, aici... Da, aici... Am încercat. Am ușit zăpadă, am ușit grindină. Am cu domnul Zero pe la, pe parcul la Rășcani. Am făcut intervale. Aveam așa, am dezvoltat o formă destul de bună la urcări și experiența pe care o spui. La urcări îi întreceam, la vale îi zduceau că... Eu când văd cum îi trec unii... Da? Nu suntem să-și rupe gât acolo cu viteza care da, la vale. Da, da, da. La coborâri tehnici erau experți. Și am încercat. Adică a fost o experiență uimitoare. Adică, dar nu m-am. Nu, asta e... Mai bine e. Da. În căldură, dar la 24. Cu izare, cu alimentarea, hidratarea. Cu asta. Te ți-o dat peste cap. Absolut. Alte trail-uri le-ai la așa? Da, da. Volvo, Ultra le-am făcut. În 2019, la o lună după cel 24 de ore. Orhei, din asta. Da. A noastră am mai alergat. Dar din acelea care ți le-ai pus în plan, poate să te duci. Iată asta, eu cred că este să două direcții sau două parcursuri pe care trebuie să le alegi. Sunt totalmente diferite. Asta e total. Și chiar, adică nu poți spui că trail-ul e mai greu. Fiindcă în 2021, băieți puternici de pe trail au venit la campionatul pe șosea. Iau enduranța asta. Nu le-a reușit. N-au reușit, da? Nu. Totuși, șosea e una, urcările și trail-urile e altceva. Mie mi-a plăcut și îmi place în continuare mai pe șosea. Dar e frumos, adică. Aici e mai mult pentru suflet, zic eu așa, ca să ai o experiență, nu de performanță, probabil sunt și ei ăștia care au performanță, deja se orientează pe performanță, dar eu estimam, zic, e ok, o să fac în 12 ore, poate, care 12, 15 ore, și simplu a fost, da. Așa. Deci da, am trecut, am dedicat trailer-ul, da, iată, am decis... Să încerci. Să încerc, da. Și tot așa, vreo 4 luni m-am pregătit de... Inițial, în mai, am încercat ăsta Volvo Marathon și spuneam că de voluntari ajung la primul checkpoint și întreb încolo sau încolo și mă direcționează pe sensul invers.
Și am făcut toată distanța maraton, deci toți au alergat așa, eu invers am alergat. Și am ajuns primul, dar... am făcut fix aceeași distanță, numai că... Înțeles. Dacă într-o care măsură te-au descalificat. Da, Bercu așa a decis, într-un mod diplomatic, spune că, ok, nu-i conform regulamentul, un titlu onorific, dar nu-i podium. Nu, eu sunt de acord, pentru că atunci Andrei Adam, el a luat primul loc, la diferență de câteva minute, dar dacă știa că poate este cineva în față, totdeauna alerga, știa că nu-i nimeni în față, dar eu venim din altă direcție. În afară de ceas, care este partenerul tău de încredere la alergări? Eu sunt așa un promotor. Iarăși, asta face parte din adaptare și din capacitatea organismului de a se adapta. Nu iau nimic cu mine, adică nici apă, nici... Tu alegi 30 de kilometri fără. Deci dacă e până la 30, e, cu apă, în perioada caldă, se deschise puțurile astea la, la Valea Mărilor și mai... E un gât din ăsta, de la apă canal. O întrebare, ca paranteză. Să înțeleg, tu alergi pe stomacul gol? Da. Okay. Da. Deci alergările dimineață, mă scol la 5 dimineață. Și asta îmbunătățește capacitatea organismului de a consuma lipidele, grăsimile. Și în felul ăsta, tu, organismul așa faci și el niște calcule, că așa, rezervorul e cam gol și hai să consumăm mai mult grăsimi. De asta e mai bine recomandarea mea pentru ultramaratoniști. Fiindcă te deprinzi. La început simți o epuiza total. O săptămână, două săptămâni. Pe urmă e ok. Merge bine. Și la fel e și cu hidratarea. Iată toate recomandările astea. Și vezi alergătorii, începători, alergă 5 km și cu sticla de apă, știi? Păi, dar ce cu organismul acela? Ce se întâmplă? Sufiri cumva, să moară? Știi cum? Având în vedere că asta e unica perioada zilei în care el bea apă, e super bine. În general, se recomandă volumul zilnic de apă și să menții nivel de hidratare. Te-ai deshidratat, după alergare, ești hidratat. Adică, dar asta clar, depinde de cât, dacă e mai mult de 2 ore, îmi iau și eu sticluța cu apă, dar până la 2 ore, până la 30 km, nu mănânc, bine, până la... Tu ai avut nevoie și de o anumită perioadă ca să duci corpul tău la așa o condiție. Da, tu ți-ai adaptat organismul. Da. Și eu, cum vorbeam cu Călin, tot observam că înainte mult mai mult consumam în timpul alergării, acum... La 30 de kilometri, dacă consum pe timp de vară 500 de grame de apă, dacă cândva consumam ho-ho-ho. Uh-huh. Pe trail mă duc, îmi iau totuși cu apă cu mine. Trail, și mai ales dacă nu am nicio fântână, nimic, eu îmi iau un litru cel puțin, dar acum am un traseu prin domeniile lui Ionică, la Hărești, și știu câteva fântâni și în caz de fac vreo 5 km încă pe acolo și destulez poftele. Nu, pe trail trebuie să fii mult mai echipat, iată asta tot. Dacă vorbim, iată, alergarea de șosea e cea mai simplă. Apoi alergarea trail și apoi triatlonul. Dacă să luăm așa că... Triatlonul și ei noată, iau unde bea apă și... Nu vorbim de apă, vorbim de echipare în general. Înțeleg, da? Asta e așa o gaură în bugetul. Nu, triatlon trebuie să uiți de viață civilă. Care e încălțiminte pe care tu ți-o alegi sau care a fost până la a ajunge la încălțiminte care ți se potrivește, care au fost experiențele tale? Că știu că tu ai mai donat din încălțimintea ta. Da. Semnătura? Se vede că e roșu într-un anumit loc. Asta e semnătura mea totdeauna. Am început cu ASICS. Da, ASICS. Și pe urmă să-mi dau seama că n-am luat încălțămintea potrivit. ASICS GT, ăștia cu stabilizare. Eu n-am nevoie de stabilizare, dar... Și în ei am făcut mult, vreo 1300 de kilometri. Am rău să-mi dragi. Dar pe urmă am trecut la Nike, Saucony. Acum alerg doar în Nike și Saucony. Da, mi se par cei mai ușori. Pentru piciorul meu merg cel mai bine.
Însă și competiția, iată, chiar până, nu până în ultima zi, până în ultima săptămână nu puteam decide, fie între Saucony să iau sau cu... Câte perechi schimbi în timpul 24 de ore? Niciuna, nu te descalț. Înțeles. Pierzi timp. Time is money. Că unii mai schimbă. Eu tot trebuia să schimb. Am dat-o tare în bară. Am ales Nike Alpha Fly. Și scam duri. De 24? Și după 12 ore mi-au murțit pur și simplu tălpile. Dar nu știu cum, nu m-am încumetat să schimb. Și eu așa mă gândesc cam, cred că trebuie să de câteva minute. Care e ideea? În general nu se recomand să schimbi. Se adaptează piciorul acolo, în încălțăminte, poți să apară anumite inflamații, dar e gata, piciorul s-a lipit din încălțăminte. Când te descalți și te încalți în alta, poți să-ți iei vreo oră să adapteze. Să adapteze, da. Chiar și felul cum ai legat șireturi, e gata, asta e. Ai legat în el în 2021, când am alergat în România, la București, campionul la 24 de ore, Iulian Filip, pe când ai terminat, curgea sânge din încălțăminte. Dar pe urmă te uiți ce s-a întâmplat acolo. Nu încerca în timpul. Pentru că Pitraela e altă recomandare. În caz că te descalți, dezinfectezi, că să nu apară o infecție, probabil acolo, nu știu. Știu că sunt alte recomandări pe șosea. Și la Saucony ce model? Endorfin Pro. Pro 1, Pro 2, da, Pro 3. Endorfinul e, cred că e flagman, nu așa e? Da, e cu placă de carbon. E tu acum pe carbon ești? Da, practic numai pe placă. Și alergări ușoare. Simți efectul? Avantajează? Se simte. Probabil avantajează. Nu știu dacă avantajează. Dar la ce îl simți? La eficiența ta? La eficiență, da. Propulsarea. Deci, da, eu într-atât de bine s-a deprins. Deci biomecanica, nu știu, mecanica, alergării. Într-atât de bine. De asta și sunt la pulsul ăsta așa de jos, cu așa pace și cu anumite încălțăminte. Eu ajung Garminul să-mi zic. De asta Garminul îmi zice că tu nu te antrenezi. Tu nu, nu. Tu te joci, da? Da. Adică în ultima lună făceam long run-ul de duminică, era un maraton sub 3 ore. Adică long run-ul e maratonul? Așa să... 40 așa, faci, 42. Faci. 42, da, de cu păisul 401, 405. Am făcut long run-ul, a doua zi, dă-i mai departe, 30. Ok, alergare de restabilire la tine cum e? Eta, asta e cu 4-20 alergare de restabilire. Adică 4-20 secunde. Numai 20 secunde. Dar unde faci tu long run-ul de obicei? La Valea Mărilor, da. Fiindcă asta și urma să fie și cursă, traseul și pe traseul ăsta așa încercam să fac. Și el tot cumva a rămas tot în traseul de long run. Da, asta e traseul de long run. Dar așa, cam toate alergările, clar, antrenamentele noi le avem la Dinamo, cu toată echipa. Dar cel mai comod pentru mine, ca să evit puțin dealuri și o greșeală, e de-a lungul Albișoarei până la Izvor și înapoi spre casă. El e în traseu plat, da? Da, în mare parte. Fac 100 maxim acumulare de nivel. E că cum? Secrete mari nu sunt 24 de ore. E consistența și asta e tot. Problema că tu, care secrete? Tu poți să spui principii de antrenamente, tactici, strategie, dar oricum trebuie să alergi și oricum trebuie să muncești. Folos cineva vede planul tău de antrenament, dacă el nu o să-l poată să-l țină sau nu o să poată să-l înfăptuiască. Oricum, din diferite motive. Iată, asta cu nu mai pot, e într-atât de relativ, e într-atât de... Organismul încearcă totdeauna să te... Ajungi. În eroare. Da. Trebuie să știi momentul ăsta când e totuși spate o leacă mai mult, da? Adică poți să ignori ce aici spune. Că nu mai pot. Deseori eu aveam 10 km, primii 10 km erau cei mai grei. Eu credeam, gata, nu, mă opresc. Și după asta, restul 20, ajungeam acasă fresh. Adică... Poate și eu când spun că azi mă duc să fac maxim 20 și da, eu când alerg începe să apară... Sunt mai multe nivele. Este setarea ta. Este pe urmă, cum spun mulți, ascult corpul. Dar eu tot timpul spun că nu poți să asculti corpul. Corpul te păcălește uneori. Păi,
Îl ascult, dar trebuie să știi ce să iei. Și consideri de ce ți-a spus. Dacă asta e semnal de alarmă adevărat sau nu? Apropo, după ce noi am vorbit cu, cu Vlad, eu acum îmi dau seama că și mai puțin trebuie să asculti corp, fiindcă dacă, asta poate fi ca un gen de halucinație, știi? Că ți-ți pare că acolo, acolo, că greutatea asta pe care o ai în primii kilometri, ea tot timp persistă. Indiferent de experiență. Eu la 24 de ore, după 6 ore de alergat, poți să te oprești și zici gata, nu mai pot, e că stai și să asculti corpul, zici, cum acolo tălpele, cum... Nu, gata. Dar liber continuă încă 18 ore. Adică. Dar în același timp, când termin 24, să mă gândesc, da, să mai poate încă 24, ești cu competițiile de 48 de ore. Nu te interesează așa competiția? Nu. Totuși, iată, anume 24 de ore, mi se pare gold standard în alergările de șosea de ultra. La 48 deja merge o leacă în alt domeniu. E un alt domeniu. De ce vorbim? 48, 5 zile, 10 zile, 45 de zile. Deci este alergări de 45 de zile. Acolo e o altă strategie. Faci pauze, trebuie să dormi, trebuie să îngrijești rănile. Trebuie să faci recuperare și iarăși să continui a doua zi. Aici e puțin alt domeniu. Nu știu. Cred că nu. Ce mă interesează mai departe, asta e triatlon. Adică, dar asta lăs după 40. Deci mai ai câțiva ani să te... De ce zic că lăs după 40? Sper atunci să am mai mult timp să te dedic triatlonul. Triatlonul ăsta e... Unde din cele trei... Discipline ai cel mai mult de recuperat. Bicicleta, cred că. Înoți bine? Alergi bine? Nu. Eu nu știu să not încă ca lumea. Știu să not, dar n-am nicio eficiență. Din punctul A în punctul B? De spate de ajuns. Da. Dar, zic, ca și timp în antrenament, cel mai mult, clar, cred că ți-e bicicleta. Pentru mine, iată, când vorbim de competiții, de probe, de tipuri de sport, deci, totdeauna eu în considerație care e timpul care urmează să-l dedici pentru a te pregăti. Timpul e costul. Deci dacă tu ai 3 ore dimineață, pe urmă cât mai ai? Încă o oră seara sau două seara? O oră seara, nu mai mult. Deci 4 ore din zi la tine merg pe antrenamente. Asta în perioada asta de pic, da. Ok. 8 ore tu de dor? Ca să se restabile? Cât 5-6? Un mic zbânț acasă de un an și deja un an și o jumătate care nu-ți dă voie să dormi 8 ori. În schimb, mă bucur când doarme la prânz și pot și eu să dorm. Asta în zilele de weekend, sâmbătă și duminică, asta e. După un long run să dormi zi o oră jumătate. Nu, sigur, trebuie să alergi. Recomandările experților spun că pe lângă 8 ore normale de alergat, de somn pe zi, la fiecare 100 de kilometri de efort pe săptămână, deci dacă alergi 100 de kilometri pe săptămână, trebuie să alergi, să dormi plus o oră. Deci trebuie să dormi 9 ore. Dacă faci 200 de kilometri pe săptămână, 10 ore. Asta e un lux, cred că. E un mediu 7. 6 jumate, 7. E o formă de adaptare. Care e partea de strategie când vine vorba de alimentație la tine pe traseu? Acum a fost împărțit, de fapt, partea pe, în cursa asta de 24. Ai fost pregătit pe partea de carbohidrați? Ai urmărit? Sunt câteva reguli de bază și am stăruit să fac strategia de alimentare în baza acestor reguli. Care sunt ele? Un consum de aproximativ 350 de calorii pe oră, majoritatea fiind carbohidrați. Deci ei își calculez ce ar trebui să mănânci ca să pornești de la ideea cât poate organismul să asimileze timp de o oră. 350-400. Deci în jur de... Asta de ce ei pornind de la carbohidrați? Asta pornind de la greutatea mea. Uh-huh. 350-400... respectiv, mi-am făcut un plan pe hârtie din timp, la fiecare jumătate de oră, ce să
că aveam și echipa de suport, ce să pregătească. Deci la 30, chiar de la început, deci de la start, deci la primele 30 minute, gelul. Am calculat așa, la fiecare oră câte un gel și la fiecare cealaltă jumătate de oră, deci în pauză de 30 minute noi vorbim, la ora fixă gel, la ora de 30 minute, să fie ceva mâncare. Ori banană, ori tartină cu avocado, ori chipsuri, ori biscuiți, iată chestii din astea, care ești le cântărești. 60 de grame de chipsuri, de exemplu. Deci cum ți asiguri? Practic ai 100 de calorii dintr-un gel, într-o oră aceea, și 100 de calorii le ai din izotonic. Pregăteam din timp izotonic. Ce-l pregătești personal sau îl cumperi așa numit industrial? Cumpăr ăsta sisul. Odată mi-am pregătești personal cu zahăr, cu sare și cu... Și ai spus că nu... Bicarbonat. Și ai spus că fiecare zi s-o ocupi cu lucrul lui, da? Da, da. Așa-i. Da, de la sis. Mie cel mai bine îmi stă sisul. Cu carbohidrat și cu gelurile, cam de la ei. Timp paci cu ei. Da, da, da. De cam 2021 sis. Am încercat și altele. De asta zic sisul. E forma asta lichidă, foarte ușor se consumă. Și cam asta e. Deci, pe parcurs deja te adaptezi. Iată, îți faci la fiecare trei ore, nu știu cum, la fiecare două ore să fie o banană, știi? La fiecare trei ore să fie tartină. Adică totuși să fie câtuși de variat. Tu ai spus că tu nu te oprești. Tu așa ești tartină, mănânci în alergare sau în mers? Parte din antrenament este în vieț cu păiezi de 4-0 să mănânci banană, de exemplu. Asta când alergam long run-urile la Valea Mărilor. În duminică. Da, să respiri și... Banană încă ca banană. Da, da, tartină. Dar iată tartină. Păi tartinile le ești perioada asta mai târzie. Când de deja pei s-o... Da. Uh-huh. Încercat și bere, de exemplu. Și ajută? În 2021 a ajutat tare. Stai, bere fără alcool, cred că. Nu știu, alcool. Cu alcool, da? Da, nu. Ai încercat-o ca hidratare, ca scop de hidratare sau ce? Nu, e... Gen, teoria asta tot iar de pe cineva în state a încercat, da, da. Pe urmă a încercat în România băieță și merge. Domnul Sorokin, marele așa, campion, așa. Tot așa. Are un efect de reducere a acidului lactic în organism și e o schimbare în sistemul digestiv. Stai, în timpul alergării. Da, da, da. Stai, eu după. Acum deja toți o să vezi că aleargă cu sticlă de bere. Nu, eu vreau să spun că nu știu dacă o să mai încerc. În 2021 așa de bine mi-a stat că nu o bere, dar două am băut. Dar am un 2021, anul ăsta n-am mers deloc, nici n-am băut-o. De fapt, da, eu mai știu o persoană care a consumat bere, asta e Ionică Dicusare, el mi-a spus că da, el și eu la Ultra, în munți el și eu o sticlă de bere. Și el a spus că undeva la Ariel ritualul. Ritualul la o perioadă anumită când el simte că el trebuie să bea bere. La mine a fost 12 noapte, da, deci după 14 ore eu așa de mult. Asta tot e cum fel organismul ți-l păcălești, iată. La 12 ore urmează tartina cu avocado și bea. Da, nu am orsat asta. Okay. Da. La alergările astea acolo sunt două echipe, știi, cu pit-stopurile astea când schimb roțile, la el și la Krupeninkov. La Krupeninkov acolo ca o laboratorie, sucuri, 20.000 de tipuri de... Uh-huh. Vadim un pic mai e așa, mai lumesc. Se recomandă, iarăși, cine recomandă, îți pui o masă și pui de toate. Și chipurile te faci o pauză, te-ai apropiat și te uiți vizual ce organismul cere. Ceva mai sărat, niște crackers, ceva mai dulce, niște, sau un fruct, sau o bucată de portocale. Pentru mine nu merge asta. Eu am planul și echipa de suport are grijă să-mi dea cei după plan. Și îmi spune, chiar la următoarea urmează banana. Și zic că nu merge banana data asta, hai altceva. Iată, numai asta pot schimb. Și, de fapt, ce fac ei? Îmi schimb... Locuri. Dacă urmează tartina așa cum banana, în schimbă cu locuri. Asta e tot. Dar oricum, ne ținem de program, consumăm caloriile necesare și cu hidratarea la fel. 500 de mililitri per oră. Uh-huh. Puțin variază.
în timpul zilei când e mai cald, la 6, uite, noaptea de-am nu mai merge, 500 e prea mult. Deci, tu ai spus că în alergările tale, hai să le numim așa de rutină, de fiecare zi tu apă nu consumi, dar acolo tu consumi apa aceea de 500 de grame la câte oră? Da, e strict, adică tot nu stăm. Aici sunt, iarăși, trebuie să asculți corpul. Sunt o grămadă de indicatori când te deshidratezi și când avantajul meu e că eu nu transpir mult. Și atunci noi când alergăm în grup, băieții uz, eu așa puțin transpirat, de parcă n-am făcut efort. Și tu nu pierzi echilibru? Nu pierd așa mult. Electrolit, la tine echilibru de electrolit și toată chimia internă, cred că nu. Eu masterul să-l mențin cu consum de 800 de miligrame de sodiu pe oră la litru. Deci asta tot masterul să-l mențin, dar iată, în 2021 am avut o altă problemă. Cum antrenorul de România spunea că mi-am inundat splina. Am consumat prea multă apă. Ajungi la un moment, iată, problema e că când consumi prea multă apă, îți pare că ți-i sete. Deci senzația e de sete în gură. Și vrei tot mai mult și mai mult să bei. Și la un moment dat m-am trezit că nu puteam, aveam o durere enormă. Și o oră n-am consumat apă și am revenit. Când se înflă extremitățile, de exemplu, asta tot e consum prea mare de apă, e scăzut de sodiu și trebuie să reduci consumul de apă și să adaugi sodiu mai mult. Deci, chestii din asta. Deci, astea toate trebuie să știi. Da, acolo fără un plan bine închegat. Și deja după asta fac... Avem planul scris și planul executat. Iată, asta tot. Pe urmă fac o analiză și pentru data viitoare mi-l ajustez. Dar spuneam că nu știu dacă o să mai particip la campionatul Moldovei. E un joc de noroc faptul că el se organizează în iunie. Campionatele 24 de ore el nu se organizează în așa perioadă. Nu ne-a mers tare. Vineri era 29 de grade, dacă vă amintiți. A fost o căldură turită. A doua zi a fost 23. Deci nu știu ce, peste noapte a fost rece. Dar dacă era 29 de grade... La performanță de scad. Da, asta e alt tip de competiție. Așa că probabil o să mai încerc la noi 12 ore. Iată, la noi ce-i bine, să alergi 12 ore. Super, la 10 seara. Ai, acum a fost la 9 seara, până la 9 dimineața. Condiții perfecte. Nici lume nu e, nici... Lacul e frumos. Da. Luminile. Și numai ei tăi aleargă. Și luna plină anul ăsta a fost. Dacă participi doar la 12 ore, rămâne să te antrenezi pentru campionatul mondial din Franța? Nu, deci dacă luăm pe planurile care aș vrea să le am care urmează. Perioada următoare, urmează, cred că la anul trebuie să te califici, trebuie să alergi o competiție 24 de ore de calificare, nu știu, cred, prin Barcelona sau prin Krupnikov a fost. Barcelona. Niciodată n-am alergat pe stadion. Iată acolo are loc pe stadion. 400 de metri. Buclă de 400 de metri. N-am făcut niciodată, dar o să încerc. E o provocare mare pentru Gleznie. 12 ore întoarcere, doar într-o direcție. Da. Și apoi se întoarce în sens invers după 12 ore. În alte direcții. Dar, vedem. Recordurile mari s-au făcut pe stadion. Pentru că acolo e zero diferență în nivel. Aici s-au adunat la vreo mii și ceva, pare să. 24 de ore la Valea Morcă. Stadion acolo chiar și aerul, curență de aer, nu te opresc. Aici a fost un vânt puternic. Dar stadionul ăsta nu e cel mai... nu știu, grea din punct de vedere psihologic. De exemplu, în Norvegia este o competiție în timpul iernii. În Norvegia cum se organizează stadioanele? Este stadionul deschis și fix sub el este pistele închise. Deci în clădiri unde tăți păreții sunt albi și atât acolo tot se organizează 24 de ore. Iată acolo, am alergat. Da, între patru pereți albi. Da. Săracul psihic.
Asta e cel mai greu în 24 de ore. Fizicul îl cumva îl ignor. Da, iată. Și ajunge în niște stări după 20 de ore. Așa, semi halucinații. Cu cine ai vorbit? Nu, n-am vorbit. De exemplu, în 2021 a fost mai accentuat. Iată, în partea cealaltă de lac, erau niște porțiuni de 100-200 metri. Mi se păreau în câteva ore de parcurg. Da, deci alergi 100 de metri, dar te-ai pierdut în gândurile tale. Și îți dai seama că, eu ce, abia am ajuns. Îți mulțumim mult pentru această discuție consistentă. Îmi pare bine că totuși tu ai venit și te mai așteptăm. Eu îți doresc să ai cât mai puține accidentări și să continui să fii lider în acest tip de alergări. Mulțumesc! Cu mare drag! Cu mare drag! Mai trec pe la voi? E plăcut discutat cu voi? Dacă mai treci pe la noi, noi te mai chemăm și e fain pentru, cei care ne-au urmărit să afle elemente din astea și sper că cuiva i-a fost de folos. Eu am luat câte ceva astăzi. Da. Eu tare sper comunitatea noastră să crească. Eu tare sper. Și eu sper tu să ai mai mulți adversari următorii ani datorită podcastului de astăzi. Nu doar trei cu asta. Da, cred că nu doar datorită podcastului, datorită rezultatelor. Tot el tot îi motivează pe alții. Păi. Dar știi, nu ți-ar fi interesant fără o competiție, concurență? Da. La moment competiția sunt eu. Adică eu față de mine. Depășirea de sine. Dar, de ce nu? Eu cred că aici treci de o anumită vârstă ca să-ți placă să alergi 24 de ore și să fii singur cu tine. Tineretul, sigur, au alte provocări. 5.000 de metri, 10.000 de metri, e acolo zbuni și... Viteza. Da. Și apoi mai trec la 42 unii. Da, dar... Nu trebuie să fii așa un tip de om ca să iubești să fii cu tine însuți. Da, probabil. Sau ești, sau devii. Noi îți mulțumim pentru prezență, pentru discuții și ne vedem data viitoare. Sănătate și spor în alergare. Mult bine și succes. Sănătate. Podcast realizat cu suportul rapid asic.md, profesioniștii care au grijă de tine.